Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă zic foarte scurt câteva cuvinte despre Xpeng. O mică părere despre Xpeng, despre XPEV, care este ticker symbol pentru această companie, un alt constructor de mașini electrice din China, care a avut o creștere substanțială în ultimul timp, mult mai violentă chiar ca NIO. Și dacă vă întrebați dacă eu am acțiuni la această companie, răspunsul este da, am acțiuni. Am 10 acțiuni, am o poziție foarte mare la ei. Am prins un preț foarte bun, pot să zic că sunt foarte mulțumit de câștigurile pe care mi le aduce această companie și ce părere am eu despre viitor pentru ea. Ideea e că foarte mult research nu am făcut, pot să zic, despre această companie, pentru că în principiu sectorul EV în momentul de față nu e ceva pe care pot să-l analizez pe baza situațiilor financiare, nu pot să-l analizez pe istoric, pentru că aceste companii sunt destul de la început, sunt speculative. Și sectorul EV este, să zic așa, hot în momentul de față, este acel sector despre care toată lumea vorbește, toată lumea vrea să investească, toată lumea vrea să prindă următoarea Tesla, toată lumea vrea să facă bani din așa ceva. Și au niște creșteri violente și cred că tu toți ne punem întrebarea, păi... Uite cât a crescut, mai crește de aici? Este doar o bulă? Se va sparge această bulă? Și vom dezbate asta mai în detaliu despre bula, existența bulei sau nu a sectorului EV, însă vreau să spun câteva cuvinte despre Xpeng. Xpeng mi-a atras atenția de relativ de curând, înainte de ultimele două creșteri mai violente, dacă nu mă înșel. Am o poziție destul de mică, aș vrea să o mai cresc, nu am luat acum la ultima cădere, să zic așa, la bursă a sectorului EV de pe 30 noiembrie, am luat doar NIO, un pic de NIO în plus, Square și Qualcomm. Mi-am mai păstrat din bani pentru că vreau să văd ce se mai întâmplă, dar ideea e că ce mi-a plăcut la Xpeng? Am văzut niște videouri, niște review-uri făcute de proprietari ai mașinilor. Ultimul a fost un Xpeng P7, dacă nu mă înșel. O mașină de, cred, $50.000. Echivalentul a $50.000, nu știu cât vine în moneda din China. Și mi s-a părut wow! Adică mi s-a părut la nivelul unor mașini mult mai scumpe, de peste 80.000, 100.000 poate, hai poate peste 100.000, exagerez, dar peste $80.000 lejer, cu multe feature-uri, multe dotări premium, dotări pe care nu le găsești la multe mașini. Și din nou vorbesc de mașini care au fost cumpărate, nu vorbesc de prototipuri, nu vorbesc de promisiuni, nu vorbesc de prezentări de la salon, auto și așa mai departe, oricum n-am mai avut din astea în ultimul timp pentru că situația de față, însă mi s-a părut wow, adică nu știu dacă și voi ați văzut review-uri la aceste mașini, efectiv cum merg mașinile, ce funcții au, ce poți să faci cu ele, dar dacă ăsta este viitorul spre care ne îndreptăm, eu abia aștept să vină mai repede. Mi se pare că în mult mai puțin bani primim mult mai multe. Dacă nu mă înșel, și range-ul pe care îl oferă Xpeng este, mă refer cât țin bateriile ca să conduci, este unul destul de bun. Nu știu dacă e neapărat mai mare, o să mă documentez și o să pun pe ecran cam cât este range-ul în comparație cu NIO și Tesla. Însă cred că piața aceasta se dezvoltă incredibil de mult și deja, cred că ar trebui să mergem un pic și pe speculație, în sensul că să investim măcar câteva poziții, adică nu zic să investiți zeci de mii de dolari, de euro în NIO, Xpeng, Li Auto, Lordstown Motors, Tesla, adică să vă faceți un portofoliu doar din așa ceva. Însă zic că merită să investiți măcar câteva poziții, măcar câteva acțiuni în aceste companii. Ok, în Tesla, 2-3 acțiuni, măcar dacă le aveți și acestea, nu știu, își dublează în 5 ani, triplează 5 ori și cât o fi, foarte bine, faceți niște bani. Ideea e că niciodată nu vă gândiți că, nu știu, să zicem că suntem acum noi în 5 ani și a crescut o companie de 10 ori și o să stați să vă gândiți, bă, dacă eram deștept și când mi-a zis ochelaristul ăla de pe YouTube să iau 5 acțiuni, eu luam 10 sau 20, uite câți bani făceam. Dar nu uitați, vorbim de speculații, suntem într-o perioadă, cred eu, de tranziție, suntem într-o o perioadă asemănătoare cu cea din 2000, când a fost criza .com și prețul acțiunilor la companiile din sectorul tech crescuseră exagerat. Nu știu dacă este o bulă asta. Who knows? That's the fun.
Sper să nu fie, că din nou, îmi place ce ne promite viitorul dacă ne îndreptăm spre mașini care poate să facă ceea ce am văzut, bine, pe lângă ce știu că poate să facă Tesla, pe lângă ceea ce am văzut în videouri că poate să facă NIO și ceea ce am văzut recent că poate să facă XPeng. Sper că viitorul este unul foarte bun pentru acest sector, sper că nu suntem într-o bulă, sper că cel puțin nu am ajuns la bulă, pentru că parcă ar fi prea devreme, adică abia se dezvoltă sectorul și deja să bubuie ar fi păcat, pentru că ne-ar da foarte mult în spate. Eu zic că e promițător, vom face bani cel puțin cu una, două dintre toate aceste companii, pentru că deja apar din ce în ce mai multe, parcă nici nu-ți vine să crezi, parcă ți se par unele că sunt fake sau scam, dar merită o poziție. Asta era mai mult ideea, nu e atât de mult pe ideea de XPeng cât pe ideea că orice EV automaker care are mașini la vânzare, nu doar prototipuri și așa mai departe, parcă merită atenția noastră măcar un pic, cu riscul de a pierde poate niște bani, pentru că nu avem de unde să știm siguri. Însă XPeng este foarte interesant, nu este încă în punctul în care se află NIO, dar este promițător. Eu zic că poate să fie un mini NIO, ca să zic așa. Prețul deja este mai mare, dacă nu mă înșel, decât NIO. Asta mă îngrijorează un pic, pentru că a avut o creștere foarte, foarte violentă, dar și la prețul din ziua de astăzi merită o investiție, în special dacă puteți să îl securizați într-o zi roșie, când a scăzut câteva procente, cum am zis, pe 30 noiembrie acum, scăzuse 12%, dacă nu mă înșel, 10-12%. Sunt curios ce se întâmplă în continuare, pentru că oricum dacă continuă trendul, dacă observ știri interesante, o să mai cumpăr și oricum vreau să fac un video despre fiecare automaker care este la modă acum din acest sector EV, să dezbatem mai în detaliu, însă momentan mi-a permis timpul, implică foarte mult research, pentru că ar însemna să iau tot ce ține de situații financiare, păreri ale analiștilor și așa mai departe. Așa că vom vedea ce ne rezervă viitorul. Voi ce părere aveți despre XPeng? Sper că ați văzut și voi acel video sau videouri despre review-uri la aceste mașini. Din nou, ultimul a fost XPeng P7, mi s-a părut wow. Lăsați un comentariu cu părerea voastră. Voi ați investit deja în această companie, că și asta sunt curios. Și unde credeți voi că o să ajungă? Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!